Înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, a participat astăzi la Sfânta Liturghie oficiată la Catedrala Mitropolitană din Timișoara. La slujba au participat un număr mare de credincioși. Principele Nicolae ne-a vizitat astăzi, s-a rugat împreună cu noi și cred că și-a adus aminte cu multă evlavie și bucurie de bunicul său, de regele Mihai, care este unul din ctitorii catedralei noastre, și să dea Dumnezeu ca tot românul, de la Nistru până la Tisa, de la Hotin și până la Mare, să rostească astăzi acest imn mobilizator, deșteaptă-te române. După Sfânta Liturghie, înalt preasfințitul părinte Ioan a participat la manifestările militare desfășurate în Piața Libertății cu prilejul Zilei Imnului Național. Aici, ierarhul a oficiat Tedeum. În continuare, au urmat mai multe alocuțiuni din partea autorităților locale și centrale. Imnul va reprezenta garanția pe care o vor avea copiii noștri pentru păstrarea identității naționale și a valorilor tradiționale care creionează portretul acestui popor. Să ne amintim, mai ales acum, în anul centenarului Marii Uniri, că simbolurile acestei țări, cele cu care fiecare dintre noi se identifică, îndeamnă la unitate și solidaritate. Deșteaptă-te, române! A trecut proba timpului, prin puterea mesajului și prin capacitatea de a mobiliza oamenii în jurul unui crez comun patriotic. Evenimentul s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare.